Anchetă internă la locul de muncă în Japonia. Dragi prieteni, n-o să vă vină să credeți ce mi s-a întâmplat în ea seară. Mă deplasam către locul de muncă cu autobuzul pus la dispoziție de către firma la care lucrez. N-o să-i spun numele, oricum este cunoscută la nivel mondial. Deci, mă deplasam cu autobuzul, fac naveta undeva la o oră, trebuia să merg cu autobuzul. Într-un final am ațipit. Într-un final am ajuns și la locul de muncă, am coborât din autobuz, mi-am luat rucsacul și mai aveam 15 minute până să încep munca. După câteva minute am constatat faptul că mie îmi lipsește bateria externă de la telefon. Nefăcându-mi griji, am văzut că autobuzul încă este în parcare, zic hai că mă duc la șofer și fiind 100% convins că încărcătorul meu, bateria externă, este în autobuz. M-am dus la șofer, l-am întrebat dacă a găsit o baterie de telefon externă. El mi-a zis nu, am căutat împreună. Într-adevăr, bateria externă nu era. Șoferul are obligativitatea să ne ducă în siguranță la locul de muncă. El pe foaia lui de parcurs trebuie să scrie orice mișcare, câți pasageri a avut și tot ce s-a întâmplat. Dacă a fost drumul bun, dacă s-a avut incidente, etc. Eu acum, întorcându-mă să-mi iau încărcătorul că l-am pierdut în autobuz, el a trebuit să facă un raport. Gen să dea o declarație, să dai o declarație unde am stat, pe care loc, ce mi-am pierdut, etc. El a scris acolo un raport că X, Y, Z la ora cutare și a pierdut un încărcător. El mai departe a dat raportul către director, către șeful de tură l-a dat, iar șeful de tură a chemat poliția. Dragi prieteni, nu credeam că pentru o baterie externă se ajunge să cheme poliția, anchetă. Oameni buni, în Japonia, dacă ți-ai pierdut un obiect, fiți sigur că acel obiect îl vei găsi în locul respectiv 99%. Doar 1% dispare. Pentru japonezi, este o chestie majoră faptul că cineva își uită un lucru și nu îl mai găsește în locul respectiv, pentru ei este o problemă. Înțelegeți? Și pentru ei se consideră furt. Eu, dacă știam lucrurile acestea, închideam ochii, asta este, domne, din atenția mea, mi-am pierdut încărcătorul. Mâine mă duc și-mi cumpăr altul. Dar japonezul fiind corect, cu el nu te joci. Și a trebuit să dau declarație, să spun pe care loc am stat, la ce oră am urcat, de unde am urcat, la cât am coborât. Na, tot felul de întrebări. Dragi prieteni, dragi străini care veniți în Japonia, dacă vreodată veți găsi un obiect pe stradă, nu vă atingeți de el, pentru că dacă îl luați și îl băgați în buzunar, te bagă la furt. Așa că firma la care lucrez mă desbăgubește, mi-au zis că îmi vor trimite acasă o baterie externă, pentru că în Japonia, din momentul în care ai urcat în autobuz și te deplasezi către locul de muncă, tu ești asigurat. Indiferent, se întâmplă un accident sau ți se întâmplă ceva, îți vine rău în autobuz, tu ești asigurat de către firma la care lucrezi. Și v-am spus la început, firma la care lucrezi este o firmă foarte, foarte mare și foarte cunoscută în mondial și ei nu te tolerează astfel de lucruri. Deci asta este mica mea poveste ce mi s-a întâmplat în Japonia. Nu-mi vine să cred. Pentru o baterie de telefon, o baterie externă, atâta tămbălău. Asta este, dragi prieteni. Dar cu siguranță, unul din colegii mei, fiind străin, a ajuns pentru prima oară în Japonia, ce a zis? Măi, o baterie externă, ia să-l iau eu și să-l bag în buzunar. E, acea persoană sigur va avea probleme de acum încolo. Asta este. La revedere, dragi prieteni! Ce părere aveți despre Japonia?